Sâmbătă seara, fetele și băieții se pregăteau de zor pentru o petrecere macedonească cu Steaua Divrearii. Bună seara! Ce faceți, dragilor? Foarte bine! Ce faci? Cum e aici la voi la... Cald. Liniște, pace. Liniște, da? Pace. Super! Seara asta a venit pentru voi cu muzică macedonească, armănească. Dansăm la început în săl de oră, după care facem un concurs. Vă anunț de acum, cel mai bun cuplu o să primească o ieșire. Acum, un sfert de oră, antreniați-vă. Asta este. Și voi! Un trandar îl crește la perida, ți și-a pleacă frânză nimișor. Să vedem. Bine. Cine știe să cânte, cine nu să danseze. Vă-i dau bana toată de tinile brută, ne văd să lie de tinile amarie. Opa, 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 la când se împate inima. Opa, 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 că și-am ema. Opa, 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 la când se împate inima. Opa, bravo, dați-i drumul la dans! Cinebane, trec cu mine! E-analtă, șată, de-anăcundiată, mise-i o frânză, care-i o striză. Să vină cineva ca niște repede, doar cu fond, dar nu-i. Opa! Ia-uzi! Doi! Doar cu fondul! Opa, opa, opa! Se bate inima. Opa, opa, opa. Opa, opa, opa. Ja, se bate inima. Opa, opa, opa. Foarte bine, la loc. Ei, acum ce ne-am gătit noi? Ca să dăm primul ăsta ieșirea. Doi câte doi cupluri. Învățăm un dans simplu. Nu mai când, dansez acum și vă uitați la mine. Hai. Andrei, Fadie, Zarmână. Să vină o fată lângă mine, să văd. Curaj. Ăștia sunt pași. La loc, dați-i bătaie. Eu cât voi dansați. Armână-ți-mi șată hi, mă de vrearea ta, fiată mică, lobit-un chi. Armână, armână, armână-ți-mi șată hi, mă de vrearea ta, fiată mică, lobit-un chi. Voi trei! Bine, dacă ai pereche, câștigai, dar păcat, trei nu se poate. Extraordinar, bravo! Stop! Băi, ții să mă achidă de-o strâng acolo din spate. Ce părere aveți și voi? V-ați orientat la vreo pereche? Sau... Doamnele trei? Ieșim noi! Ridică-te-o! Tot așa. Top! Ei doi. Și ei doi, deci e egalitate perfectă. Ori facem două și ori lansăm bambone și dacă vă descurcați mai bine, acolo alegem. Haideți să vedem, bambone. Thank you.
felicitări. Au dansat cel mai frumos. Felicitări și vouă. Lună albă, lună mșeată, luni dimineață, calea este învânecată. Și-am o iarbă, pisa-n-pisi, câi te strâng un braț, nu te m-aș tu isi. Aveți voi să lăsați cum vreți. Bravo! Parcă-și face din adins busele cu roșu chis. E perfectă, m-ar convins. Vai, 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 vai. În zile să-i mănânci, ochii îi aduci, duci, duci. S-o seduci să iei să fugi. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vă urând succes în continuare. Ce-i bun să câștige, să câștige. Și data viitoare la fel. Venim, pentru voi venim oricând. Seară frumoasă. Păi eu zic să vină la nuntă, că sunt așa de nuntă, nu? Mai aveam un pic și băieții de acolo, de la peluză. Da, da. O încingeau și acum, făceau o horă aici în living. Eu am zis că vreau să schimb tradiția, o să-l cer eu pe Antonio, nu doresc să mă ceară el pe mine. Da, da. A, da? În emisiunea următoare sunt. Mâine? Adică emisiunea următoare mâine? Sezonul următor. A, deci tu ții s-o, ții, s-o cer tu. Așa mă gândesc. Vezi că și așa pare omul vulnerabil, nu? Lăsa, a, lasă-i masculinitatea. Că ce spui? Mă țineți numai te cu asta. Te țin? Păi de acum. Da, v-ați simțit bine, pare că v-ați simțit bine. Felicitări, ați câștigat o ieșire în, în, în fața casei. Bine așa, da. În afară. Dar ce are în față? E frumos în față. Ați fost sau urmează? Nu, n-am fost. Nu. Urmează, da. Joi, auzi, joi, maică, joi. Joi o să ieși. Așa ai fi și tu. Din păcate, din păcate, săptămâna asta e mai cu ploaie, mai cu vânt, mai cu nisori, uneori. Dar asta e, asta, asta e vremea. Dar nu contează. Corect. Când e vorba de ieșit, da, nu mai contează. Terasă aici. Ia auzi, o activitate înăuntru. Da, lasă, ca ploaie, să nu dârdâie, normal, da. Da, și mamele, foarte bine v-ați descurcat la dans. Foarte bine, voi ați un premiu, recunoașteți. Păi ne-au spus doamna, că eram trei, că dacă eram doi. Păi doamna Loredana, unde erați? Din seara. Dani și Diana. Lângă Dani și Diana. Mai lăsați un pic să respire. Nu. Nu? Nu-i slăbiți deloc? Dar să știți că e peste tot. Chiar. Serios? Doamna Loredana, e peste tot. Dar am văzut și acolo, și aici, și... Doamna Loredana este de mine. Da. Da, despre Dani și Diana o să vorbim un pic mai târziu, că înțeleg că iar sunt foarte îngrijorați. Nu mai pot cu îngrijorările voastre, serios. După pauză, firește. Și despre Hatice și Mihai, care sunt foarte încinși, fiecare cu treaba lui, da. Și Miții care doarme. Zic să vorbim, vedeți ce faceți în pauză, să nu vă certați cum faceți voi de obicei, să nu-mi treziți fata, da? Lăsați-o aici frumos, e perfect. E îndrăgostită, păi, e starea în casa mireasa, aici nu, nu vezi că sunt doar, am uitat să întreb de cine ești îndrăgostit. Tigro, ia, cu tine. Nu, tu. Eu? Tu. Cu cine? De cine? De cine? De cine ești îndrăgostit? Tu, ea doarme, de cine? Las-o pe ea! Tu de cine ești îndrăgostit? Tu, Zain! Nu ocoli răspunsul! Nu, eu am ajutat pe Antonio. Și eu, Zain! De cine ești îndrăgostit, dragă? Asta te întreabă. Te întreabă. Ai zis mai devreme că ești... De Giulia Domnilor. A zis, dacă de eu simt, să zic da, pentru Antonio, am citat pe Antonio, am zis da. Nu, dacă spui că pentru Antonio, pare că ești îndrăgostit de Antonio, ceea ce n-ar fi o problemă, doar că Antonio e îndrăgostit de Maria. Da, vedem mai târziu de cine este îndrăgostit Zei, da? Și se uită așa, se uită așa frumos la Giulia, care și-a lăsat. Giulie. Fiți atenți cum și-a lăsat așa. Da, da, ți-a lăsat chiar, a spus că îndrăgostit timp doar că să-l ajuți pe Antonio. Nu asta a zis. Nu ai nicio șansă. Pauză, dragilor, ne întoarcem.